Un accesoriu altădată cât se poate de banal, rujul, este zilele acestea la mare căutare. După mai bine de 6 luni în care doamnele și domnișoarele au stat obligatoriu cu masca pe față, relaxarea restricțiilor a dat un nou imbolt vânzărilor de produse de înfrumusețare. Magazinele de make-up au fost pur și simplu luate cu asalt în aceste zile. Stai, masca de protecție nu mai este obligatorie în aer liber, așa că în sfârșit, după jumătate de an, o să înlocuiesc acest accesoriu cu rujul. Anunțul că masca de protecție nu mai este obligatorie în aer liber le-a luat pe nepregătite pe doamne și domnișoare. Dacă până acum își ascundeau fața sub mască și nu aveau nevoie de machiaj, acum au decis că este timpul să se reîntoarcă la vechile obiceiuri. Este obiectul meu de machiaj, ca să spun așa, preferat. Și după ce fac baie, mă dau cu ruj. Da, și pe sub mască n-am renunțat și nu o să renunț niciodată. Rujurile au fost cele mai căutate în ultimele zile în magazinele care vând produse de make-up. Au venit și ne-au spus de rujuri. Uite, am venit să-mi cumpăr rujuri pentru că nu mai trebuie să mai putem masca în exterior și chiar a fost o vânzare mult, mult mai ok decât zilele anterioare. Este mult mai ok pentru că putem să purtăm și alt tip de formule, putem să purtăm și glossuri, putem să purtăm și balsamuri de buze. Este un avantaj, da, și ne bucurăm. Suntem în căutare de ceva nou acum, mai ales culori de vară, culori proaspete. Unele doamne recunosc că masca nu le-a oprit să poarte machiajul în fiecare zi. Mă machiez la fel, indiferent că purtam mască, pentru că nu o purtam chiar în continuu, deci dădeam masca jos și atunci aveam nevoie să fiu să arăt ok și când dau masca jos. Acum cu atât mai mult. Dar nu numai rujurile au fost la mare căutare. Fondul de ten, iluminatorul, blașul sau pudra s-au regăsit zilele acestea în coșurile de cumpărături ale doamnelor.